Înscrierea candidaților pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-a încheiat vineri. Numai puțin de 598 de candidați s-au înscris până acum în școlile din Sălaj. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Marcel Lucaciu, numărul celor înscriși este deocamdată provizoriu. S-au înscris până în acest moment 598 de elevi. Vreau să precizez că e un număr temporar, pentru că mai sunt și corigenții. Și cei care au rămas corigenți își dau corigențele în zilele de 5, 6, 7 august și în data de 8 se vor înscrie. Probele scrise vor începe pe 25 august cu limba și literatura română. Pe 26 august va avea loc proba la limba și literatura maternă. Proba obligatorie a profilului va avea loc în 27 august, iar cea la alegerea profilului și specializării în 29 august. În Sălaj, examenele se vor susține în 3 centre de examen. Vor fi 3 centre de examen, Colegiul Național Simeon Bănuțiu Șimleu, Colegiul Tehnic Alessandru Papi Larian Zalău și Liceul Tehnologic Octavian Gora Jibou. Potrivit calendarului Ministerului Educației Naționale, afișarea rezultatelor la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2014 va avea loc pe 1 septembrie.